Și parohia Sfânta Parascheva din localitatea Niculițel, județul Tulcea, și-a cinstit astăzi ocrotitoarea. Sfânta liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. La hramul parohiei Sfânta Parascheva din Niculițel, Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Credincioșii s-au închinat la raclele în care se află un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva și fragmente din moaștele sfinților mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip. Bucurie mare la Niculițel astăzi, de ziua preznuirii Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva, hramul și ocrotitoarea bisericii mari din această localitate. Am săvârșit iată Sfânta și Dumnezeiasca liturghie arhierească în această biserică istorică, împreună cu un sobor de preoți și de credincioși, care au venit cu nesați pentru a se împărtăși din binecuvântările Sfintei Liturghii și din ajutorul lui Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi. Între cele 17 biserici din eparhia Tulcii, care sunt închinate Sfinte Cuvioase Maicii Noastre Parascheva, la loc de frunte se află și această biserică din Niculițel. Și Dobrogea a avut întotdeauna o evlavie deosebită față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru că știm din cronici că atunci când Sfintele ei moaște au fost aduse de la Constantinopol în drumul lor către Galați, au poposit o noapte și o zi și într-o biserică închinată Sfintei Parascheva din localitatea Babadac, din Dobrogea de Nord. În cadrul protopopiatului Niculițel, avem 8 parohii care au hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Ne bucurăm că astăzi preasfințitul Visarion a fost în mijlocul nostru a niculițenilor, aici în Biserica Cuvioasei Parascheva, unde avem ca binecuvântare veșmântul cu care Sfânta a fost acoperită o perioadă. Mulțumim Sfintei Cuvioase Parascheva că ne-a învrednicit astăzi să slujim în Sfânta Biserică, chiar dacă trăim momente grele de pandemie, iată că am respectat regulile de măsură și a fost posibil ca Sfânta Liturghie să se săvârșească în Sfânta Biserică. Biserica parohiei Sfânta Parascheva din Niculițel a fost construită între anii 1882 și 1895.